Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Nu se închide, domnule, că așa sunt... Iese praful din periile din, de la geam. Aici s-a întâmplat ceva ce nu-mi dă să mă ție. Poate și domnul Preda. Domnul, dar nici păi vreau să mă uit. Asta? Cum e, arată chederile ăștia, zici că... Ora a fost culcată pe plafon, dar nu cred lucrul ăsta. Nu e. Opa. Așa a făcut și Fordul ăla. Ce ai făcut atunci? Punctul forte al acestor... Nu mai atinge nimic ca să se sparge, se rupe. Punctul ia forte al acestor mașini este acest agregat. Opa. Eu. Nu poți face nimic cu mașina asta, cu nimeni. Brother nebun din Ichigiu. Ia uși tu, bă. Se aude gaură pe aici. Lumin de întâmpinare, spune de întâmpinare în haibitaclu. Cum mă, haibitaclu? Haibitaclu? Bă, nu cred așa ceva. Hai. Hai. Bate că-i. Tatăl nostru trăiască Sfântul Volkswagen. Domnul Robert. Da, domn. De ce ești, domnule, supărat așa? Domnul și supărat, domn. Că nu ninge. Una, că nu ninge și doi, că n-am mers și eu cu Renault, cu ăștia. Am văzut unele cu triplele așa, da, numai în valuri, numai... Frumoasele alea, da, cu tableta aia mare pe mijloc, ai văzut. N-am apucat, că le văd în trafic și le văd așa, când și când. În trafic și în service? Da. Acum... O veni vreunul pe aici? Să veni. Să vedem ce ne pregătește. M-aș bucura mult să-l luăm pe Nea Mihai într-un de ăsta. Să-l vezi că râde? Da, și să-l râde așa în continuu. Mai rău ca l-a pasat. Să bucure el. Acum... Poate ai noroc. Ia să vedem. De una neagră? Ia uite cu... Oh! Hai de cap. Mai fă o dată! Așa da, domne. Domne. Asta e cu pozițiile mari. Yes! Asta e, domnule. Domnul Lupu, domnul Lupu, de ce ți-e frică, nu scapi? Ți-a revenit zâmbetul pe buze. Domnule, dar ce bucurie mare. Pe dumneata. Uite, de modelul ăsta spuneam că îmi plac triplele la el. Triplele doar. Deci chiar așa, chiar să nu... Să nu poți să scapi de ceva ce te bântuie. De ce te bântuie. Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Nu se închide, domnule, că așa sunt... Iese praful din periile din, de la geam. Aici s-a întâmplat ceva ce nu-mi dă să mă ție. Poate și domnul Preda. Domnul, dar nu păi vreau să mă uit. Păi și doar pe asta? Mi se pare și niște. A fost, cred că, avariată mașina asta. Păi după... Păi după cum e arată chederile ăștia, zici că... Ora a fost culcată pe plafon, dar nu cred lucrul ăsta. Nu e. Mai spune ce s-a întâmplat. Mașina e revopsită, cel puțin partea stângă. Da, ambele laterale. Sunt demontate chederile de cineva cu drujba, pentru că ăla de acolo e rupt. Sunt demontate prost. Da. Dar nu înțeleg de ce s-a înduit așa. Bă, oricum e bine că e la fel. Da, bă, așa poate și aia de fabrică. Așa e de fabrică. Sunt uși de aia caravan și le-au mai cocoșate aici și le-au ce-o părțit. Știi ce e interesant cu mașina asta, domnul Lupu? Ce este interesant? Megane sedan. Da. La câta din a patra? A patra. Care se face în Spania și în Turcia. Însă, pe două piețe europene nu este disponibilă să o cumperi. Nu poți cumpăra decât hatchback sau break. Ghici care sunt piețele alea. Anglia și Franța. Restul... N-au nevoie. Restul... Nu le trebuie. Inclusiv Australia, poți să cumperi. Acum, dacă am fi răi cu marca asta, cum mi s-a spus, am putea să credem că în Anglia și în Franța există niște standarde care sedanul nu-l trece și hatchback-ul trece. Nu putem să ajungem atât de departe. Da. Oricum e unul din modelele foarte îndrăgite și foarte răspândite. La noi și în Europa, pentru că din nou vine cu un preț foarte bun de pornire. Și pe lângă prețul bun de pornire vine și cu motorizările bune. Am spus tot asta. Da. Mașina asta nu are kilometri foarte mulți.
Vreo 150.000 am văzut eu în bord. Exact. O mașină care a fost luată din nou din România și mersă în România. Se cunoaște uzura pe ea. Dincolo de, hai să zicem că a fost gâriată, lovită, picolo, picolo, n-a fost ceva rău, nu cred că a fost răsturnată. Hai, domnule, mai stă mult că... Cum e, domnule? Oricum, a fost reparată pe bani puțin. Mașina, dacă a fost... Nu. Ba da. Că România nu prea să mai lucrează. Opa! Așa a făcut și Fordul ăla. Ce ai făcut, tătuțule? Mai rămâne apă pe instalație. N-a fost reparată pe bani puțin, a fost reparată de oameni nepricepuți sau care n-au vrut să-și dea interes. Da, e vopsită prost. Vopsoa sare după bară, laterale arată, zici că sunt făcute cu... drișcă. Ăsta e 1.15, nu? 1.5, un... În, stai să uităm câte viteze este. Cred că 6. 110 cai. Punctul forte al acestor... Nu mai atinge nimic ca să sparge, să rupe. Punctul ia forte al acestor mașini este acest agregat, care s-a făcut în vreo 10 milioane de exemplare, prezent pe Nissan, pe Renault, pe Dacia, pe Mercedes. Un motor tank. Dar degeaba punem un motor tank dacă restul e praștie. Ăsta nu e de fabrică, bănuiesc. Ce e la acolo? Îi pui soluție. Asta o improvizație. Și gândiți ce-o fi. Ia uite, mai are un de-asta de la capotă care a rămas jos. Te murdărești pe mâini, la ce? Dom'le, venea, uite. Pe acolo, probabil. Pe acolo. Aici, da, avea două deși, unul de cad aici. Și nu mai are niciun. Unul îl găsi, dar unul ia să nu uităm prin scut pe undeva. Lasă-o, Robert, că nu. Totuși, Mihai, nu vedem urme de ulei pe motorul ăsta. Exact. Vedem doar praf, ceea ce e foarte bine din punctul meu de vedere. Da. Oricum, motorul este știut că este bun. Cu toate că variantele Euro 6, D și la ei sunt cu... AdBlue, cu chestii, cu probleme... Și încep și acolo da. Niște chestii, niște semne de întrebare. Dar... Opa. Da, mă, Robin, nu mă trage de ea, mă, că iar ne luăm... Uite, domnule, ia uite și... Compactă cu amortizoare la capotă. Ia uite, pe aici îți rup genunchiul farul ăsta. Cât e de scos afară. Aaa, oh, chiar, da. Vopseaua părăsește bara. Știi că și de noi pot să zică mulți, bă, că nici voi nu filmați bine, nu faceți bine, bă, știi? Dar nici să fii un tinichigiu, să-ți vină o mașină din asta și o las să plece așa, bă, măcar ori pune pui, niște negrese. Nu, când pui farul ăsta, are un șurub care îl zlăbești și îl bagi mai înăuntru. Pă, dar vezi, nu interesează. E imposibil de făcut, nu sunt, bă, dacă ar fi strâmbă jumate și te-ar pune să o îndrept, ți-ai zice, bă, da, dar nu știu sau nu pot. Nu avem, n-avem jocuri. Păi, are bucșe, normal. Ia uite, aripa dă să fugă. Da? Sunt curios cum merge. Că așa mi-e îmi place ca model. Merg eu cu ea. Vrei să mergi cu ea? O să merg eu cândva. Oricum, din nou, aturile ei sunt tehnologia fiabilă din motor, din trenul de rulare, simplu. Mamă, cât apă bagaj. Și mașină mare la bani puțini. Loc mult. Bine. Turcia, eu sunt fer convins că dacă vom găsi una, un hatchback sau un break de Spania, pusă una lângă alta, li se aprinde un pic ceva cu dublu standardul ăla, care chiar este triplu standard. Și da, mă rog, nu există. Nu. Aici avem plastic. Asta. Probabil pentru, e gândită pentru impactul, știi? Dacă e lovită în spate, un plastic e mai ieftin decât o bucată și de metal. Și cum se deformează de aici până aici? Că vezi? Și într-o parte și în alta a ieșit în afară. Dar ți-a ochii triplele. Asta îmi place mie cel mai mult, cum da. Se văd. Sunt da, foarte mari. Nu e mașină urâtă. Nu, e chiar e frumoasă mașina. E frumoasă, știi? Are proporții plăcute. Că ajung pe la noi și că nu le repară cum trebuie, asta e. Asta nu e problema producătorului. Hai să ne primăm cu ea, că ne și bate vântul aici și e totuși încă iarnă. Și chiar vreau să merg cu Megane. Ține puțin, domnul Robert, înainte să te uiți. Ți-a plăcut de mic. Ia uite, să vedem în spate cum se încadrează. Opa. Plastice foarte dure. Bă, domnul Lupu. Dar eu știi ce, nu înțeleg. Nu. Dacă dracu de 5 generații încoace ai pus cartelă la
la ultima îi pui cheie. Poate să ai dat seama că nu e fiabilă, că ai tăi la aia și se plânge lumea că... Nu, da, există și cu cheile, dar e bizar că e ca cu bani, echipare, știi? Vrei cheile, îți plătești, așa, o e standard cu cheie. Avem mânere, ia uite, frumos, de agățat. Loc în spate aveți, domnul Breda? Domnule, cum să nu? Chiar mult, mai rămâne la genunchi aici. O palmă. Avem în spate ventilație. Cu reglaj. Unde e butonul auto? A, aici. A, 62 pe 22. Și ăsta e auto? Auto circulație. Nu, la... A, ok. Așa stare eco, nu știu pentru ce. Trebuie să vedem cum se reglează asta pe aici. Viteză invalidă, asta e pilotul. Aici este tempomat. Cum stă la prins acolo portocaliu? Potricaliu, unde e ăsta aici? Potricaliu. Și beculețe mici. Distanță. Dar chiar fiți mici, ce vei? De ce a fiți atenți? La un rezervor plin, dă lucru, Cristi Robi. De la un rezervor plin, mașina arată 660 de litri autonomie. Destul de puțin. Un instant nu arată și un mediu de 6.4. Ia să vedem dacă așa îl resetăm. Da? Bun. Pe unde e pus ăsta? Să nu poți să dai de el. A, și poți tu reglaj... Lasă-mi în spate, că... Așa fu, cum e acum. Dă-l invers, dă-l invers, că era mai așa, e mai... Pui, pe față are piele. Are pe spate piele. Și pe laterale. Ia să vedem, ce zice? Domnul Lupu, unde te duc? Porțiunea aia de drum unde îmi place mie. Porțiunea, n-am ce să fac. Uite, dacă stau răzmat de setiere, stau cu capul fix în plafon. Pe bune, fi, stric și freza. Mare grijă să nu-i trici freza, că... E problemă. Mamă, cum se aude în ea. Și că e motorul de 5.000. Mai știm noi una care făcea așa. Bă, de mers nu merge rău așa, adică plăcuțică, dar mi se pare mie sau scârție ceva la scaunul ăia? Ba da, se aude. Scârție și nu mi se pare mie. N-au fost în stare să pună o cotieră aici în spate. Domnul Preda, nu mai probleme găsești, domne, n-am văzut. Bă, dar așa nu are. Bă, oricum, e o mașină... Într-un fel face banii ca mașină nouă, știi? Cam cât costă o mașină asta? Bă, 14-15.000 de euro. Poate chiar mai mult, 17.000, da. Cu ceva dotări și cu motorul diesel. Mamă. Da, e un scârțit. E un chinez. Eu. Nu poți face nimic în mașina asta cu nimeni. Scaun. De. Dar și nu știu scârție ceva ce la se mișcă. Mă gândiți-vă, din moment ce au fost, are revopsiri pe ambele părți. E au, drept, au fost date jos, da. La... După cum arată exteriorul, sigur și la interior s-a montat. După ochi. Sau după urechi. Vezi de... tare se aude la asta când trece peste denivelări față de Ford-ul ăla, de exemplu, la micul. Da, o Fiesta mai mică, mai bine insonorizată. Dar îți spun eu, știi care este problema? Mașină mersă în România. Kilometri făcuți pe România, gropi, linii de tramvai, burți de canal luate succesiv. 150.000 de kilometri sunt 300-400.000 de kilometri de orice altă țară. I-ai făcut în România, ai pus în cap orice mașină. Domnul Lupu, câte grade crezi că sunt afară? 10, 12, 15. Aici are de 12 grade. Da, are aici. Și putem mergem de ceva, de 2 km și nu s-a ridicat acul la apă, nimic. Foarte ciudat. Adică totuși e cald. Afară. Poate o fi cum e Vectra, că nici la Vectra nu se ridică atât de repede. Ba, sunetul de semnalizare. E același. Ne amintesc de tipa aia de mi-ai zis, bă, mi-ai zis, sau de semnalizare la mecanul ăsta, ca la Dacia lui tata. E, bă, fata mea, alta n-a, în acel moment, nu aveam altă. Deci, știi, zgomotele astea din scaune, de la ce mai se pot obține? De la spălatul scaunelor prostește, cu apă multă și ne...
neuscarea cu aparat de la de-ai tu. Da, mi-e greu să cred. Lăsat-o apă în scaun, acele sârme, acele arcuri din podul cinci. E adevărat, dar mi-e greu să cred că s-a intervenit în modul ăsta asupra scaunului, pentru că mașina nu pare foarte întreținută. Adică, uită-te la cotiera aia de la... Nu, de pe ușă. Nu e curată. Că e... Da, nu pare critică. Curățată de curând, știi? Da. Că trebuie să bagi exagerat de multă apă să treacă prin tot buretele ăla. Să ruginească... Uite, abia acum s-a început să se ridice acul la apă. Dar așa să știi că are, e bine încheiat, nu că bine închegat, cumva are un bun feedback așa, te face să simți că e mașină, știi? Răspunde ok, într-adevăr se aude un pic motorul, mai bine zi, injecția se aude în habitacul, nu? Dar pe tren de rulare, pe ce să vedem pe autostradă, pe aici mi-a plăcut să știi. Vizibilitate, Mihai, oglinzi laterale? Da, acceptabilă, în spate e un pic mai... Nu am foarte mult loc, dar nici. Unghiul de înclinare al stâlpilor? E ok. Cam mare în dreapta acolo, destul de multă zonă moartă. Tu iei de porțiunea asta aici. Dar ok. Din nou, raportat la câți bani costă, aici trebuie judecată mașina. Da, corect, nu ai finisajele, nu ai lucrurile optimizate, nu costă o avere. Dar din nou, asta e interesant de făcut. Cine are posibilitatea, că noi ne este foarte greu, același model de mașină, făcută în țări diferite, în fabrici diferite, e interesant de studiat. Pentru că eu am văzut Puma, Ford Puma, făcut la Craiova, care are finisaje mai bine făcute decât, cum îl cheamă, Kuga făcut în Spania, același an. Aș fi curios dacă fabrica asta de Renault din Spania finisează mai bine decât Renault din Turcia. Că până la urmă, e aceeași mașină, e același producător, ai aceleași materiale, aceleași standarde, aceleași... Dar cotește, nu? Și mașina asta nu are pilot de la, nu? Nu, și o cotește singur, așa. Ia să vedem cât de mult cotește. Filmează-și tu, Bol. Cotește în autostradă. Păi, hai să lăsăm parapeții în taxi, totuși. Păi, Renault. Cum nu mă dezamăgești tu pe mine? Eu iau partea înaltă. Hai să ducem la 130. 130 cu a 6-a, 2000. De ture, destul de bine pentru consum. Și să știi că nu mi se pare că e silențioasă, adică n-ai zgomot de extra, ușor fluierat de oglinzi, dar ok pentru clasa din care face parte. Se simt un pic și cauciucurile. De iarnă, da. Fiind un niște cauciucuri low cost, am impresia că are degeța pe aia. Da. Se simt că nu sunt chiar ce trebuie. Uite, și aici avem același comportament, am impresia. Dacă ai virat-o un pic, nu, dreapta, nu, doar stânga. Tot timpul, eu când mi-am ales cauciucurile, indiferent iarnă, vară, all season, am căutat indice de frânare, indice de consum și nivelul de zgomot. Și am găsit cauciucuri all season cu 69 de decibeli. Ceea ce e ok pentru de niște all season-uri. Avelopele de all season vor fi mai silențioase decât ceva de iarnă. Da, pe de altă parte vor fi mai gălăgioase un pic vara. Dar să știi că ca ținută de drum, viteză de autostradă și un pic de vânt, nu e rea. Are ceva pe la direcție, probabil vreo bieletuță, vreo tasetuță. Vreun mic joc, vreun ceva, da. Dar nu e rea. Și ce avem pe acest auto trailer? Foarte bun. Ei, ce frumos. Ce stă astea? Honda, Kia. Da, Skoda făcut în Cehia. Vlada Boleslav, hai. Merg în Bulgaria. Da.
Bine, poate se mai oprește și pe la noi câteva, că în drum reprezentanții în Vâlcea, reprezentanții în București. Ia să vedem aici că autostrada virează puțin singură. Hai, Renault, ține bani dacă mai avem un coleg aici, ce mașină să vedeți, Ceni. Uite-vă, domnule, când vreodată visai să ai pe un Megane asistență din asta? N-am la... N-am visat în viața mea la un Megane. Uite, deși tu pofti, vreau. Cum vreodată? Cinează mâinile mele, te rog eu. Cele mai... A, dacă ne dăm la o parte, ne dăm la o parte. Filmează pe banda din stânga, atenție, ne depășește tare Leclerc Coupé. Și în urma lui, mai tare, o bătrânică care îl termină până mai încolo. Și noi suntem Blana acum, Blana cu a 6-a, 2000 de ture, autostrada urcă și vitezometrul nostru 115-120, gata, și-a dat drumul în vârful pantei, victorie. Uf, ce frumos e Ardealul ăsta și ce râs de mașină e. Mă, crezi că de aici din spate nu vă auzi ce vorbiți? Nu ne auzi, nu? Audi a 7 e un jaf. Și care gaură aici? E și troacă. Vasile nu e bun de patron. Robert nu e bun din Ichigiu. Ia uși tu, bă. Se aude gaură pe aici. Și pe aici a fost demontată, ia uite, știu. Da. Plasticele puse una peste alta. Dar bancheta cum e la confort? Că fundul tău este învățat cu... cu bolțai. E mai groasă asta. E mai ok o țără. Da. Bine, nu stai bine nicio mașină în spate. De clasa ăștia. Sunt mici până la urmă, sunt compacte. Să nu fiu țigan să zic că, doamne, nu stai nici în șeptar, nici în S, nici în alea, nu stai bine. Că până la urmă singura problemă e la picioare, că stau într-un numai așa, îndoite. Da. Dar dacă bancheta e profilată corect, te duce cu cumva mai în spate, adică bancheta nu e la fel ca scaunul din față, știi? Și cumva compensează o banchetă gândită corect, știi? Da, da, mă, dacă el o dă mai pe spate, pierde litri aia din portbagaj. Da. Vezi? Și iar nu e bine. Că majoritatea se uită... portbagajul mare. Da, domnul, ce e portbagajul mare, domnul, să bag în el. Zici că se duc la cărat de lemne cu el. Domnul Lupu, suntem iarăși la o pantă cu a 6-a și avem 95. A, 2-a 5. Am apăsat la blană și uite, 1-5-ul. 1-5-ul, uite, a luat viteză, ia, 105-110. Uite, și e în organ, e ok. Eu n-aș fi mers cu a 6-a, e și dat a 5-a. Totuși, pentru cilindrele astea mici și cai puțin, mai bine îi faci o a 5-a lungă. O, bineînțeles, decât da. Decât să-i pui o a 6-a. Acum e... pierzi la împărțeala din primele 3-4 care te ajută pe oraș. Pentru că ele sunt a 6-a, practic e a 5-a, numai că ca raport de transmitere al transmisiei. Da. Adică tot un 0.5-0.6 raportul de transmitere al transmisiei, știi? Dar le segmentezi mult mai mult pe primele 4-5. Le faci niște rapoarte mai mari. Mașinile astea vin și cu benzină, cu 1.0 și 1.3 și 1.3 turbo. Da. Și s-a dat și 1.2 turbo și 1.6 aspirat, vechiul 1.6 16 supar, care nu este decât Euro 5, mi se pare, nu este Euro 6. Dar nu știu sigur. Încă o pantă, accelerația la blană și Megane-ul menține viteza, chiar ne urcă ușor până la Megane. Dacă umbli pe aici, te speri. Stai puțin, nu, stai că am văzut ceva foarte interesant. Ce, a, ok, că faci de aici așa ca să... La BMW. Bun, da. Avem 24 de grade. Da. 25. Și maxim? Păi, așa scrie, mă întreb pe mine. Și jos, până unde se duce în jos? Ia să vedem. Până la 16 grade. Mai jos un pic, ok, bun. Deci sub 16 grade e loc. Dar de ce doar până la 25 și apoi maxim? Că poate vreau un 28. Trebuie să ai temperatură. Păi, da. Ia uite cum ne depășesc mașinile pe autostradă, vezi?
ai zgomote de vânt mari, să nu poți să mergi cu 160. Depinde foarte mult de firma care a produs mașina. Nu, care a produs bările. Eu cred că mai mult de firma care a insonorizat mașina. Adică... Bine, da. Eu știu un Logan cu bări de alea deasupra ieftine, care au profilul în secțiune pătrată și de la 80 până la 130 își schimbă tonalitățile de zici că e naiul lui Zamfir. Să părăsim highway-ul și să ne întoarcem pe unde îți place ție mai mult, dar nu te las să conduci pentru că vreau să merg eu cu această mașină. Ți-e frică, Mihai? Ai prins frica? Clicului. Ce să-ți fac? Ce să-ți fac? Bate cineva, Robert? Da. La ocazie. Așa s-au plasticile bine. Ia vezi, avem și moduri din alea de condus. Păi eu știu, unea, Mihai. Dă-mi un pic să mă... Asta ce face aici? Afișaj cockpit, balaj, mașină. Hai fi tu atent la că mă... Ia vezi, poate poți să dai în race, în ceva, în power. Și când o dai în race, nu, că aici e indicator stil de conducere, ia. Păi și eu de unde știu care e unul? Aici o frunză. Ăla e de la Eco. Nu pe Eco, lăsați. Lumini de întâmpinare, spune de întâmpinare în habitaclu. Cum mă, habitaclu? Habitaclu? Bă, nu cred așa ceva. Bă, nu cred, Renault. Stai să o pun puțin aici, stai să opri să-i facem poză. Renault, decât să faci o limbă română stricată, mai bine nu mai faci. Bă, cum să scrie habitaclu? Păi uite că... Trebuie că asta e interesantă. Bun, ziceți, Doamne ajută, trească Sfântul Volkswagen. O secundă, butonul ăsta ce e aici? Ia uite volum, semnalizare, fii atent, poți să dai mai încet. Sau dă mai tare, ia dă mai tare, mai merge. E în blană. Ia, dă-l încet de tot, ia. Dă-l încet de tot, așa. Așa. Te nu mai amintesc că deci de ce face butonul ăsta? Bă, ăsta e de la de cuplezi pilotul, mama, dracu, nu știu. Te îmbracă în training. Hai. Bate cai. Tatăl nostru trăiască Sfântul Volkswagen. Facă-se. Cred că mi s-a făcut prea cald. Pe două pe auto. Ce power n-are. Durează în gol după 3000 de ture. Bine, ca orice motor de diesel de cilindrie mai mică. Acum așa al meu. 1.6. Nu, 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 ajutat de DSG-ul la mine. Aici, nu avem moduri de condus aici la vehicul la ceva. Nu, cred că avem, Mihai. Drive Eco 2. Da, presiune, pneu, computer de bord, setări, utilizator, ia. Ce setăm? Tot acolo am ajuns, în drept. Domnul Lopu. Driving Eco 2. Cum adică Eco 2? Avansat. Frunză verde, foaielată, ce Dacia aveam odată. Bă, uite, două stele, o stea. Zici că e testul la euro în cap. Ca asta are 5 stele, aceea lui Renault, aia lui Renault. Bun. Sunt și eu hater, lasă-mă și pe mine. Fii atent la drum, filmează peisajele, filmează pe domnul Preda. Că vine... Prima secțiune de dâmburi, avem 95, suntem totuși a 5-a. O, ce frână de motor avem. Deci e, da, e a 5-a și nu reduce din frână de motor. Păi nu reduce, mine mereu pe volan, nici oameni pe podea. Mai bine. Binișor, nu m-a speriat. Hai la pantă, hai la pantă. Hai sus. A 5-a. 2500 de ture, 100 de km pe oră și nimic mai bun. Nu vrea domnul Lupu. Și vorba aia, dăm a 6-a în pantă, că la Dacia îi dădeam a 4-a și curea motorul. Culmea că la Daciile în 4 trepte, Mihai, eu mi-aduc aminte că mergeam și cu 50 la oră cu, cu a 4-a și cu 110-120, adică... Ce buton de avarie micuț, Mihai! Filmează drumul, vorbează sectorul... Opa! Gata, am ajuns deja? Hai, de aici începe, să-i dăm din nou a 5-a. Mâinile pe volan, picioarele pe podea. Nu ține cont de indicatorul de 70, avem în jur de 95-100. Aoleu, au pus 30 aici, de ce? Au văzut filmările noastre. Domnul Lupu, atenție!
Atenție, ne oprim, apa, am început să balansăm. Un pic. După zgomotul scaunului. Mai bine un pic. Când se oprește zgomotul scaunului. Hai. Da. Nu, totuși. Da. Adică eu, nu am avut 90. Nu mi-a servit sufletul, știi? Da, am avut 90 pe oră, ok. Da, e ok. Deci Meganul ăsta este superior acelui Laguna. Da. Cu multi, cum s-a numit ăla, for control vieții. Dar oricum, în situația asta de 100 pe ori de denivelări de sănătate, așa cu nimic. Deci gata, am scăpat testul? Păi, mai e o bucățică mică în față și gata. Aia nu e problemă, că acolo toate merge. Oliu, ce se întâmplă pe marginea drumului? Așa plecă ăsta după locul Fordului. Zona din asta de fum se face cum nu s-ar trebui făcut. E bine să circulăm încet pentru că fumul se poate îndesi brusc și să acționeze ca un val de ceață, practic, efectiv. Am dat pe recirculare, Mihai. Da, și-a simțit și eu. Și-a intrat mirosul în habitaclu. Da. Ne-mă, domnul, cu ce vrei acum? Nu poți să le ai pe toată. Uite, domnul, până dai mai practic. Ce se aude, domnule, așa? Poate vântul afară. Ia ce e aici? În asta nu se aude chiar așa. Nu face testul în armii la viteză asta că... Gunoaiele pe vis. Portieră deschisă, Robert! Păi vreau să văd dacă se deschide mers. N-ar trebui să te lase să sari mașina. Hai, știi. Bă, dar cum poate să scârție scaunul ăsta, băi, e incredibil. Dom'le, dai drum la muzică și... Le rezolvă pe toate. Deci eu lăsa-și la 82, Mihai. De frică. Ai dreptate și tu. Știi că eu sunt sincer cu mașinile, deși mi se spune că sunt partinite. Oricum o zi din asta cu vânt lateral și drum cu sinuozități ăsta cu diferențe de nivel sus-jos. E testul suprem pentru orice mașină. Dacă o mașină merge bine pe sectorul ăla de drum, în perioada când bate vântul, aia chiar va merge bine tot timpul mașina. Da. Stai, tu vezi ecranul ăsta, cum e, pare ciudățenie așa, îi se spune Mickey Mouse. Dar e intuitiv așa și destul de măricel și lizibil. Putea fi făcut și mai mare, zic eu. Și încă mai ai butoane fizice. Da, nu e... Există și varianta cu tabletă completă. Zici? Da. S-a pus. Tesla. Tabletă până aici. Tesla Style. Dar nu mai ai butoanele fizice, știi? Are ceva bun, ceva mediocru și foarte multe chestii proaste. Asta e, explică, definiția lui. Și bineînțeles, un preț bun. Dar aici este problema. Dar vezi, din nou, ne întoarcem la aceeași chestie a clientului. Dacă clientul nu ar fi pretențios și dacă n-ar vrea ieftin, nici producătorul nu i-ar face ieftin și așa. Mă înțelegi? Dar cât timp nu vom depăși, nu mai avem cum să depășim mentalitatea asta care e globală, de a ne cumpăra cel mai ieftin din cel mai ieftin la cel mai ieftin, vom avea parte numai de chestii din asta. Și automat, umplând, piața umplându-se de lucruri ieftine, producătorii care nu vorbim de cei scumpi, producătorii de middle range nu mai fac față. Și acel middle range devine low range. Pentru că trebuie să facă și ceva să vândă. Exact. Mi-aduc aminte când s-a lansat Meganul 2 în România cu 14.000 de euro, motor diesel, pornire pe buton, geamuri electrice, climatizare, era imbatabilă, spațioasă, făcută în Turcia, bineînțeles, dar nu avea nimeni așa ceva. Era un pic mai scumpă decât Dacia, cum e și acum. Adică...
terenul este ceva ce iar nu înțeleg ca producător. Tratamentul foarte bun al tablei. Da. Modelele Renault nu ruginesc. Investești așa de mult în tablă și nu investești în optimizarea restului lucrurilor. Tu. Ca să nu fii Ford. Că e opusul Fordului. Da, adică bravo, Fordul bravo, are un scaun remarc. Bun, o dinamică da. Extrem de bună, extrem de bună da, da. Motorizări potrivite, da. Dar tablă, cel puțin generațiile 1-2 focus. Cam toate. 3 încă n-am auzit să ruginească. Da. Na. E încă nou. E încă nou, să zicem. Deși din 2012 de la lansare au trecut 10 ani. Cam acum ar începe să apară problemele și la generația 3-a. Uite, mă, și CBN-ii pe aici. X5. Opa. Chit. Știu că ești acolo. E un șoricel în scaun. Hai, Bitaclu. Domnul Robert, că am trecut episodul ăsta, se gândește la a 7. Nu, da, mi-e frică să nu-l auzim, știi, că nu prea l-am auzit. Voi vorbiți singur, vedeți pe filmare! Ecologia aici în spate... Nu mă atrage deloc. Pe da, domnule, dar îți place stopul ăla din spate. Pe ăla, da, pe bune îmi place. Cum se vede noaptea, poziția aia. Farurile, hai, dar spatele... Frumos. Ia uite, domnule, hai. Dacă poți să-ți ieși și Duster, să scârți așa. La Duster scade și burete de la că se toacă și scade sub scaun. Pe prima oară am crezut că are șoareci. În scaun, cum a venit un Duster. Și pe aia am văzut unde e bubat. Bă, ieftin și bun nu s-a inventat. Și nu se va inventa niciodată. Și la mine, când vin și vrea ieftin... Exact, astea sunt niște compromisuri pe care oamenii le fac tot pe... Păi să convinc după ce le plătesc. Nu, știu dinainte, dar... Să mint. Să mint singur, e ceva psihologic, e o tehnică de vânzare, ceva... E bine totuși că funcționează. Uite cum funcționează. Uite și frate s-o aici. Câte amintiri. Cum bătea vântul pe Transalpina. Da, să spunem de... Ce? De... Nu știu ce să spunem. Când bătea vântul... Ai capățit... Oare supărări? Ce are? Ai supărări, foi mă lucru, băi. L-a lăsat o nevastă, ca pe prietenul nostru. L-a lăsat un motor. Bun, stai nu pleca, stai. Unde nu pleca. Unde fugi? Dom'le, deschideam și ușa să văd cum se deschide așa. Priponește-o, Mihai. Închide ușa, că nu mi-arată aici. Bun. 0 centuri în spate. Domnul Lupo, autonomia a rămas aceeași. A făcut 34 de kilometri. Cu viteză de 75 pe oră. Și cu consum mediu de 6,4. Nu-i puțin. E enorm. E bine. Bă, e pentru ăștia care e foarte lăudat și extra... Păi noi avem un clip cu mașina ta, cu Opel-ul tău. De la Craiova la Sebeș, același regim de drum, și național, și autostradă, tot noi trei în ea. Da. Unde ți-a ieșit 5,6. Adică un litru mai puțin, o mașină cu 10 cai putere mai puțin. Și generație și mai veche. Și mai veche și mai grea. Și mai grea. Și cu motor mai mare. Da. Cum facem? Iar ăla de l-am filmat eu, mie mi-a ieșit pe oraș, știi, atunci la Craiova viața mea cu ea 7,5. Iar la Audi A4 1.9 AVF-ul 7,6. Plin pe plin, nu... Mă rog, da. Volanul, cum e? E tare? Ce să fie, Robert? Volanul, că așa îmi place ca forme cum e. Dar pare e... tare. E o piele bunicică, pe el nu e... Nu e... Claxonul e... Nu e ce trebuie. A fugit în lume claxon. În fine, e plin de apă. Ce să mai... Astea fiind spuse, trebuie să vă abonați în continuare la canalul nostru. Ce e al cricului, al cricului. Hai bă, că merge. Păi merge, dar ce lumină e asta? Mai bine punea o feștire de cu gaz. Bye, bye. Ciao.